Bună ziua tuturor! Astăzi vom vorbi despre agriș. În primăvară acest agriș a fost o tufă plină de tulpini vechi care nu avea creșteri, anual nu avea creșterile acestea, care acum le are aici în vârf. Erau doar câteva tulpini mai tinere, iar restul erau tulpini peste 6 ani care era deja culoarea negrită. În videoclipul din primăvară o să vedeți cum cine nu a văzut. Puteți vedea cum l-am tuns mai mult de jumătate din tulpini, le-am tăiat. Și atunci spuneam că dacă tulpinile peste 6 ani se taie, pentru că ele nu mai rodesc, de la rădăcină vor da alte tulpini noi care vor da cel mai bun rod, pentru că agrișul până la 5-lea an dă cel mai bun rod. În afară de acele tulpini care au dat de la rădăcină și care acum în luna mai trebuie alese maxim 5, ca în fiecare an să lăsăm tot 5, vedem și aceste creșteri la tulpinele până în 5 ani, care au 2, 3, 4 ani, vedeți, deja au creșteri, pentru că acele tulpini, vreo 6-7 care le-am tăiat în primăvară, care erau peste 6 ani, care nu mai luau seva, dar nu mai produceau, au fost tăiate și acum rădăcina face să crească tulpinile acestea până în 5 ani. Deci, la agriș este important ca primăvara, de vreme, să se taie toate tulpinile peste 5 ani. Din a 6-lea nu mai rodește bine. Rezultatele, cum am spus atunci, sunt acestea. Vor da tulpinile care au până în 5 ani, vor da creșteri noi. Uitați deja care și rodă. Uitați aici roadă, anul trecut nu prea a avut roadă pentru că erau mai mult cele peste 6 ani, așa? Și cel mai important decât roada, pentru că în primul an după tăiere drastică nu vom avea roadă multă, din al doilea an, cel mai important lucru este și aceste creșteri noi pe tulpinile până 5 ani, dar sunt creșterile de la rădăcină. Uitați, aici avem deja aproape 10 tulpini noi. În fiecare an trebuie să alegem din tulpinile noi doar 5. Pentru că în fiecare an să fie 5 noi, 5 care au depășit 5 ani le tăiem care nu mai dau rodă și tot așa vom avea până în 20-25 de tulpini care mereu când deja au trecut pe 6 ani le tăiem și primăvara vin altele de la rădăcină. Acum vom începe să alegem. Tulpinile alegem în funcție de care sunt mai dezvoltate. Uitați, aceasta, vedeți, în luna mai deja aceasta are 30 de centimetri. Deci când deja ele au depășit 15-20 de centimetri, putem să alegem noile tulpini care să fie pentru următorii 5 ani. Aceasta este o tulpină frumoasă, o lăsăm. Aici jos avem una mai slabă. O tăiem. Aceasta este a doua. Aici este a doua. Care o lăsăm. Mai frumoasă. Care are 30 de centimetri. Aceasta are 25 centimetri. O lăsăm. 2. A treia frumoasă. O lăsăm. Așa. Așa. Aici avem deja mai multe. Începem să tăiem. Care sunt mai slabe. Alegem și în funcție de poziția în tufă. Nu le lăsăm toate într-un loc. Deci avem aici una, a doua, următoarea a treia. Să fie spațiu între ele? Da, să fie puțin spațiu între ele. Aceasta o tăiem. Aceasta, fiindcă este între ele, o tăiem. A treia. A patra, că e mai frumoasă, o lăsăm. Aceasta fiind mică și între ele o tăiem, maxim 5, trebuie să rămână ca noi tulpini în fiecare an. Ele vor fi tulpini care până în al 5-lea an vor rodi. De anul viitor încep să rodească. Și care deja au ajuns al 6-lea an, le tăiem și astfel vom avea o tufă tânără în fiecare an. Deci avem una, două, trei, patru și acum aici trebuie să alegem. Din aceasta am găsit aceasta a cincea. Este și la distanță și atunci restul le tăiem. Care sunt mai mici, le tăiem pentru că nu vrem să avem 7-8 tulpini într-un an și în celălalt an să nu avem nimic, pentru că astfel se îmbătrânește tufa. Și în fiecare an să avem 5 tulpini noi
5 le tăiem, în anul următor alte 5, tăiem, alte 5 lăsăm. A avut cel puțin 25 de tulpini noi anul acesta, dar unele sunt mici, care nu mai vor consuma seva și nu ne este de folos. Dar câți ani tot rărim tulpinile? Până la 20-30 de ani cât ține un agriș. Deci a avut o creștere foarte mare peste așteptări. Dacă vă uitați în videoclipul de anul din primăvară, era o tufă îmbătrânită, fără nicio creștere și uitați, dacă le-am tăiat mai mult de jumate, cele peste 6 ani, ce creșteri frumoase a dat de la rădăcină. Așa. Acum le tăiem toate, care, în afară de cele 5 care le-am ales. Chiar nu mă așteptam să fie așa înaltă și bogată tufa asta. Da. Deci pe lângă creșterile, 20 și ceva de tulpini care au crescut, din care am lăsat doar 5, sunt aceste creșteri laterale pe tulpinile de 2, 3, 4 ani. Vedeți? Aceste creșteri. Pe aceste creșteri, care la, cum e aceasta, la anul viitor, va da rodă. Așa cum aceasta a dat rodă, vedeți aici? Roda. Așa. Deja când rămurelele de pe o tulpină de 2 ani ajung rămurelele la al doilea an și tulpina la al treilea an, uitați cum deja dă rodă, dă alte ramuri care la anul va da rod, deci până la al șaselea an astfel se ramifică cu rămurele noi care vor da rodă deja în al doilea an. Uitați ce frumos a dat rămurele, uitați aici, vedeți? Dacă am tăiat mai mult de jumătatea din tufă, am tăiat-o pentru că avea peste 6 ani, ce ramificație frumoasă are această tulpină. Pentru că rădăcina a putut să întrețină atâtea tulpini cât i-a avut și nu a pierdut timpul întreținând niște tulpini peste 6 ani care nu mai rodeau, să rodeau câteva aici în vârf. Uitați ce ramificații. Așa se îngrijește un agriș. Și la anul viitor va fi o tufă mai frumoasă și dacă vom proceda în felul acesta în care am spus în primăvară și în care spunem și acum, lucrările unde alegem cele 5 tulpini noi, veți avea roade bogate și 10-15 ani de pe un agriș. Ce distanță ar trebui să fie între mai multe tufe de agriș, mai ales dacă sunt bogate? Da, deci între o tufă de agriș și alta trebuie să fie minim 1,20, 1,20 m de la marginea tufei până la marginea cealaltă. Ca să aibă soare, lumină, aerul să circule. Așa. Deci, peste așteptări, dacă vizionați videoclipul din primăvară, peste așteptări s-a dezvoltat. Ce alte lucrări ar trebui să mai facem acum la agriș? În luna mai ar trebui să îl stropim cu un insecticid, dacă se poate bio, din cele care le-am pus deja pe canal și din cele care urmează să le punem. Ar fi bine să îl stropim cu un îngrășământ foliar bio care se conține magneziu și fier, pentru că și agrișul are nevoie de fier și magneziu. Atunci planta se dezvoltă bine și câteva stropiri cu îngrășământ foliar bio care se conține magneziu și fier vor face minuni și la anul viitor veți vedea munca și îngrijirea care o veți face în acesta. Deci astea sunt stropiri care se fac în fiecare primăvară, în luna mai? În luna mai, în primul rând în luna mai, pentru că atunci se dezvoltă lăstarii, frunzele, dar ar fi bine și periodic și în iunie, cât încă se dezvoltă chiar și în iulie. Deci, nu e târziu, și în iulie, august? Nu, deci din august deja începe să se lemnifice aceste creșteri. Cel mai bine este până atunci să-i dăm îngrășămintele foliare de care are nevoie. Să fiți cu ochii pe agriș dacă vedeți că sunt păduchi, imediat să folosiți acele insecticide bio pe care le vedeți pe canalul nostru sau pe alte canale. Puteți folosi și insecticide chimice, noi nu interzicem nimănui, dar dacă se poate, este mai indicat să folosim insecticidele bio, poate trebuie să dăm o dată sau de două ori mai mult decât cele chimice, dar este mai sănătos. Vă mulțumim pentru vizionarea acestui videoclip, eu și cu fiica mea vă așteptăm la un nou videoclip folositor pentru grădina dumneavoastră. Pe curând!